Vite să-l salut pe domnul ministru, domnul Viorel Ursu, pe care îl ghici și pe dânsul aici. Veniți, domnul ministru, să vă bate lumea. V-am mai văzut în perioada anilor 90, dar... Da, cum doriți dumneavoastră. Deci, în momentul de față, sigur, salutul. Încă o dată, bine ați venit, cu o reverență de suflet și o reverență plină de iubire. Și v-aș invita pe fiecare în parte, dacă aveți să spuneți un mesaj, să transmiteți un mesaj la Gorjeni, acest mesaj este binevenit. Haideți să începem cu domnul Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Dumnealui spune așa, suntem într-un județ care a intrat nu numai național, ci și în universalitate cu elementele pe care le cunoaștem, pornind de la artă, istorie și terminând cu tradițiile. Am vrut să dau acest citat, domnule vicepreședinte, pentru că văd, eu fiind artist, am fost foarte impresionată, pentru că promovați arta și țineți cu cultura și arta românească. Practic, acestea trebuie să se exprime cel mai liber și cel mai frumos dintre toate celelalte lucruri care sunt pe acest pământ, pentru că aceste lucruri ne fac și mai buni și mai frumoși. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Gheorghe Nichifor, este istoric, a fost directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, timp de 15 ani, inspector general adjunct, inspector de specialitate cu o mare disponibilitate afectivă și practică pentru a face ca lucrurile să meargă spre bine. Dați-ne un mesaj, vă rugăm din suflet! Bună ziua tuturor, și gorjeni și negorjeni, însă aici, cu siguranță, suntem cei care simțim gorjenești. Este, într-adevăr, în fiecare an un moment emoționant, acel al regăsirii noastre. Ne-am întâlnit, așa cum știți, pe Câmpia Soarelui și iată ne revedem aici, la Casa de Cultură a Studenților. Mai mulți, mai puțini, suntem însă convinși că acasă sunt numeroase suflete care sunt alături de ceea ce face Liga Fiii Gorjului. Domnul președinte vă spunea adineauri despre prezența domniei sale la un eveniment care s-a derulat chiar în această săptămână la Țânțăre. Vreau să vă spun că domnia sa a intrat cu dreptul și extrem de ofensiv în activitatea Ligii Culturale Fiii Gorjului, susținând acolo la Țânțăreni, unde Marele Pandur a poposit timp de câteva săptămâni, susținând amplasarea unui bust al lui Tudor Vladimirescu și pe lângă el și un bust al poetului Nepereche, care de asemenea a stat o vară la 1878, acolo, la noi, în Gorj. Și a mai făcut ceva domnia sa în ultima vreme. A făcut posibilă începerea unui film despre România, un film care a primit un titlu care o să vă uimească. Și anume, Aici, la Tismana, m-am cununat cu România. Filmul acesta este turnat de o echipă din Republica Socialistă Vietnam. Iar actrița nu este nimeni altul decât Consulul General al României la Saigon. Și filmul a început la noi la Gorj, este un film de prezentare turistică a României. Iată cam ceea ce a făcut în câteva luni domnul președinte Sabin Stamatescu pentru noi, pentru gorjeni. Îl felicităm și sunt convins că așa cum îl cunoaștem, vom face mult mai multe lucruri împreună. Acum revenim la ceea ce se întâmplă astăzi. Actrița noastră de suflet, plecată de la noi, au plecat mulți oameni importanți și iată și domnia asta se află printre ei, ne vorbea de spiritul gorjean.
Aș vrea să vă spun că în ultima vreme s-a implementat în cultura Gorjului o noțiune care se extinde din ce în ce mai mult și care, din punctul de vedere al modestului istoric, cred că se va implementa și mai bine. Este vorba de spiritul pandur al unor oameni dintr-o parte a țării românești și nu pentru că doamna ministru este de acolo, de lângă noi, spiritul pandur înseamnă înainte de toate Gorj și Mehedinți. Ei bine, în 2021, cu siguranță și cu siguranță dumneavoastră o să fiți tot acolo sau chiar mai sus de acolo, ne veți susține să propunem ca anul acesta să fie anul Tudor Vladimirescu. Și nici nu are cum să nu fie, întrucât 1821, iată un bicentenar care înseamnă foarte mult pentru istoria națională. Și noi vă promitem de acum că suntem pregătiți să ne așezăm temeinic pentru omagierea acestui moment extrem de important din istoria națională și, firește, din istoria noastră a celor două județe. Spun totdeauna a celor două județe pentru că există o bătălie pentru paternitatea lui Tudor Vladimirescu. S-a născut în Vladimir, dar tatăl lui era din Mehedinți. Sigur că acum ești de unde este mama, ești de unde este tatăl, este o discuție pe care nu o lămurim noi acum și fără discuție o să ne aducă pe noi împreună la sărbătorirea acestui eveniment. De mulți ani sunt aici, dumneavoastră, cei care sunteți mai vechi în Liga Fiii Gorjului, m-ați văzut în postura de prezentator de cărți de istorie. De data aceasta, cartea pe care am scos-o anul acesta, Regina Maria Unificatoare de Țară și Neam, s-a epuizat și s-a epuizat datorită unui simpozion de istorie pe care noi, în colaborare și cu Liga Fiii Gorjului, l-am organizat pe 27 martie 2018, momentul când am sărbătorit un veac de la prima filă a Făurii României Mari. Și am ajuns și unde trebuia, anume aceste două ediții ale acțiunilor noastre, ale Ligii Culturale Fiii Gorjului de anul acesta, sunt integrate unui moment extrem de important din istoria neamului nostru, și anume centenarul Marii Uniri. În urmare, mesajul Consiliului Județean, al meu personal, nu este decât acela de a ne regăsi în acest an și în anii care urmează, de a fi aproape unii de alții, de a depăși asperitățile care din ce în ce parcă se acutizează în chip neplăcut, de a uita aceste lucruri care ne despart și de a ne reaminti cât de români trebuie să fim anul acesta, în 2018, și de cât de foarte români trebuie să fim după 2018. Convinși fiind noi cei de la Consiliul Județean, eu vă transmit și mesajul președintelui nostru care nu a putut să participe astăzi, vreau să vă salutăm cu tot respectul nostru pe dumneavoastră, cei care sunteți în capitală și în alte părți ale lumii, și să vă promitem, ale țării și ale lumii, și să vă promitem că această construcție care este Liga Fiii Gorjului va fi susținută în continuare de noi. Mă mai gândeam la ceva. Prin 1926, un personaj care s-a numit Grigore Geamănu. Grigore Geamănu, care a fost la un moment dat și în conducerea superioară a acestei țări, chiar după venirea la putere a comuniștilor, și care a ținut nespus de mult cu plaiurile gorjene, întemeia aici la Gorj Căminul Studenților Gorjeni. Ei bine, după acest Cămin al Studenților Gorjeni s-a pus și bazele Ligii Fiii Gorjului, pentru ca ea să redevină în actualitate din 1991.
Iată așadar o construcție.